Și pentru acest lucru dorim astăzi să facem dovadă gestul de respect și recunoștință față de realizările dumneavoastră. Sincere felicitări tuturor pentru munca și eforturile depuse în obținerea performanței, sincere felicitări antrenorilor care au format cu devotament, pasiune, răbdare și tenacitate. Vă asigur că primăria și Consiliul Local vor susține în continuare și vor încuraja mișcarea sportivă din municipiu. Chiar dacă, poate din punct de vedere material, sprijinul administrației publice locale nu va fi întotdeauna satisfăcător, pentru că legea nu ne permite, dar vom fi alături de sportivi și de antrenori în mijloacele de care dispun. Sportul asigură nu doar dezvoltarea fizică și psihică sănătoasă a individului, ci are un aport important în evoluția și sporirea prestigiului orașului. Dragi sportivi, să duceți departe renumele municipiului Reșița și să nu uitați că aici, în pulvea de pe Burzava, ați devenit performeri de astăzi cu care ne mândrim. Vă doresc mult succes în continuare! La primarea și la Comunitatea și Sportivă de Țâncara Severin și a tuturor performerilor din această vreți. Mă bucur că iată și anul acesta am reușit cu sprijinul muncit al Consiliului Local și al Primăriei Reșița să organizăm această frumoasă manifestare. Așa cum și anul trecut am precizat, pot să spun și acum că fără acordul și fără sprijinul Primăriei Reșița nu am reușit să ținem această premiere, dar iată că an de an găsim sprijin și găsim înțelegere la cei care mi-au fost parteneri loiali de atâta timp. Mă bucur că văd în sală campioni naționali, campionii mondiali și mulți alți sportivi. Și pentru prima dată, după mult timp, văd că tenisul de câmp din Reșița și care se ferim, încet să aibă rezultate. Sperăm că n-am îndreptățit pe nimeni în acest clasament pe care l-am întocmit la începutul anului acesta. Știm că premiile poate nu sunt pe măsura așteptărilor, dar mă bucur că reușim an de an să le oferim o mică recunoștință tuturor cei care astăzi ne urmărează cu cinstea și pe numele orașului de pe care se vede. Încă o dată vreau să vă mulțumesc și să începem să facem premiera și mai 10 sportivi și echipele de olimpice. Dean Alexandru Sorescu, tenis de masă, liceul Traian Vuia. Volei pe plajă.
Și pe locul întâi la echipe sporturi individuale, echipa CSM Universitatea Reșița, 20-50 de kilometri marș, alcătuită din Cocioran Marius, Narcis Mihaila, Ștircu Florin, Domnul Iisus și Doamna Mâna. Sporturi neolimpice, Sabo Ștefan, CSM Reșița, Radio Amatorism. Domnul director, băieți dumneavoastră. 10 și începem cu locul 10, Achimoia Alexandra, CSM Universitatea Reșița, Atletism. Iar acum o să trecem la cei mai buni patru sportivi de pe primele trei locuri. Pe locul 3, Vlad Caraș, CSM Reșița, Lupte. Pe locul 5, Campionatul Mondial de Lupte Caraș. Și pe locul 1 avem doi sportivi, Diana Franz, CSM Reșița Lupte, cu locul 1, campionatul mondial de lupte pe plajă. Iar pe locul întâi avem doi antrenori celor mai
sportivi. O să încep cu domnul Adrian Dacica, CSM, CSSR și Țara Olimpică. Vă mulțumesc frumos. Pentru mine festivitatea de primilor 10 sportivi, premiera de primilor 10 sportivi, este un lucru de mândrie. Mă bucur foarte mult faptul că în fiecare an se ține acest top și iată că în acest an este pentru prima oară când reușesc să fiu și pentru primul loc, pe primul loc. Într-adevăr, s-ar putea face eforturi puțin mai mari și mai mult pentru sportivii. Pentru sportivii județului nostru, pentru că munca lor ar trebui apreciată și mai mult. Eu aș vrea să mulțumesc primăriei și domnului primar pentru premierea făcută nouă celor calificate la Jocurile Olimpice, pentru că s-au gândit la noi și ne susțin și sper, exprim dorința și crederea că și în continuare vor fi alături de noi, ne vor sprijini și ne vor susține, nu numai pe noi, toți sportivii, pentru că toți au nevoie de susținere. Așa cum, iată, și eu și colegul meu, Mihaela Narcis, am reușit să ne calificăm la Jocurile Olimpice, cel mai mare merit pentru acest lucru, zic că l-are domnul Octavian Măzăran, pentru că și ei, bineînțeles, tatăl său, care este antrenorul nostru, Iosif Măzăran, pentru că au depus niște eforturi extraordinar de mari pentru a ne susține. Și așa cum ei au reușit, cred că și ceilalți sportivi din top 10, majoritatea dintre ei au șansa lor să ajungă în viitor la Jocurile Olimpice, dar bineînțeles, fără o anumită susținere nu au cum. Și de aceea aș îndrepta un apel spre Primăria Reșița și Consiliul Județean să ne susțină mai mult în continuare. Așa cum astăzi au dat dovadă că se poate, cred că și în continuare vor putea face acest lucru. Succes la Olimpiada! Mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc Consiliului și Primăriei Reșița că ne ajută. Sperăm de azi înainte să fie mult mai bine, cu mult mai multe premieri, nu numai pentru mine, și pentru restul sportivilor.
Ce pot să spun, de acum încolo trebuie să muncim, să ne pregătim din ce în ce mai mult, să reușim să venim mult mai repede aici, la primărie, să reușim să facem ceva, să ne primeze. Ok, pentru premiul de astăzi, ce reprezintă pentru tine festivitatea? Vreau să vă mulțumesc. Și pentru mine reprezintă o mare bucurie, deoarece am reușit să-mi revin după o pauză de aproximativ 3 ani. Mă bucur foarte mult că am avut ambiția să dovedesc încă o dată că pot fi din nou numărul 1 top 10 Caraș Severin. E bine că această festivitate a avut loc chiar și acum în luna mai? Da, sigur că da. Pentru rezultatele de anul trecut? Noi o așteptam și este foarte bine că a venit chiar și în această lună. Îți dorim succes pe mai departe. Mulțumesc. Mă așteptam, fără lipsă de modestie, dar îmi doream mai mult din partea sportivilor. Aș fi dorit ca cel puțin unul din sportivii noștri să se califice la Olimpiadă. Din păcate, n-a fost să fie. Sunt multe motive aici, dar mergem înainte, cum spun fotbaliștii. Sportul, în sport există un învingător și un învins și sperăm că la următoarea Olimpiadă, dacă vom avea tot ce ne este necesar, să avem și noi câțiva sportivi calificați. Există potențial și avem certitudini. Vlad Caraș este cel mai titrat sportiv tânăr al României. La 22 de ani este campion mondial de pe plajă, locul 3 la campionatele mondiale, medaliat la campionatele europene. Deci un sportiv care a confirmat pe plan internațional la competițiile de vârf. Deci are un potențial deosebit, este foarte tânăr. În lupte până la 32-35 de ani, sportivii pot să continue cu performanța. Deci șanse sunt reale. De asemenea, este vorba și de Franț Andrei, care este titularul categoriei 86 de kilograme, care a fost la un pas de a se califica. A fost foarte greu, n-a reușit. Din păcate, cum am spus, regretăm toți. Mergem înainte și el poate să se califice la următoarea Olimpiadă. Sperăm să-i oferim în orașul nostru toate condițiile de care au nevoie. Alături de Direcția de Sport și Tineret am premiat sportivii din județul Caraș-Severin și Reșița, care ne fac cinste și duc numele localității noastre în multe colțuri ale lumii. Pe lângă festivitatea de premiere, conform hotărârii Consiliului Local, am premiat sportivii și antrenorii lor care s-au calificat la Olimpiadă. Din punctul ăsta de vedere, Reșița stă foarte bine față de multe orașe din țară. Le urez succes și în continuare să aibă parte numai de lucruri bune. Mă bucur că am reușit să ținem această minunată premieră. Mă bucur că Primăria și Consiliul Local Reșița nu ne abandonă nici această dată, pentru că, sincer, fără ajutorul dumnealor nu am fi reușit să ținem această premiere. Iată că pentru al doilea joc olimpic consecutiv avem calificați la Reșița. De data aceasta avem 3 reșițeni care vor lua startul la Jocurile Olimpice. Marius Cocioran, Narcis Mihăilă și colega lor de la Alba Iulia, care mă bucur că pentru un județ așa de mic și pentru un oraș și așa de văduvit de multe alte sporturi, iată că atletismul dă la Olimpiadă acest terminat sportiv. Sper că odată cu noile alegeri, cu noile schimbări, și Consiliul Județean să-și îndrepte fața către noi ca direcție, pentru că nu o face pentru mine personal și o face pentru acest terminat sportiv. Cred că merită aprecierea tuturor, pentru că iată, Primăria Reșița, deși nu este forul județean al acestui județ, se implică an de an și pot să spun așa, ține locul celor de la Consiliul Județean care în ultimii 4 ani de zile nu au dorit să ne sprijine deloc. Sper și repet, am înțeles că sunt ani de criză, dar dacă nici acum când avem rezultate nu putem să-i premiem, nu putem să avem alte pretenții pentru altfel de competiții. Eu mă bucur că am reușit, iată, să ne onorăm oarecum promisiunile față de acest mediu sportiv. Sperăm că și la anul, în formulă mult mai mare decât acum, să reușim să le oferim ceea ce merită și să-i punem acolo unde este locul, și anume la loc de cinste pentru Reșița, județul Caraș-Severin. Da, suntem bucuroși că în sfârșit această festivitate a Top Sport 2015 a avut loc cu întârziere, dar totuși mulțumim celor care au organizat și celor care au sprijinit această premiere a sportivilor.
Referitor la sportivii de la Clubul Sportiv Universitatea, suntem bucuroși că iată și în acest an am avut sportivi în acest top și chiar sportivul de pe locul întâi, Marius Cocioran, face parte din acest referitor la planurile de viitor, pot să vă spun că noi deja intrăm în programul de pregătire pentru Jocurile Olimpice. Astăzi ne vom deplasa într-un cantonament centralizat la Buziaș. După acest cantonament urmează o pregătire iarăși de 3-4 săptămâni în Portugalia, după aceea vom reveni și vom pleca la Jocurile Olimpice de la Rio.